Din această clipă și până la plecarea vaporului, cam o oră, am trăit momentele cele mai groaznice, cele mai ucigătoare din viața mea. Nu cunosc ceva care să egaleze acest canon, nimic mai sângeros, nici chiar foamea, închisoarea sau rana cea mai dureroasă. Numai chinul ce ți-l dă pasiunea cărnii dezamăgite se poate măsura cu această sfâșiere a bietelor zdrențe omenești. Căci ăsta e adevărul. Fâșii de viață care se desprind din tine ard ca meteorii fără voia ta și se duc în infinit, luând cu ele ceea ce e mai bun în sângele tău. Pofta de viață. După care nu rămâi decât cu un pachet de oase, un schelet care rânjește, care scâncește și care se cheamă un sărman om de treabă. Sunt hotărât să-mi arunc îndată zdreanța omenească peste balustrada babordului și îmi lipesc fruntea înfierbântată de un stâlp. De acolo pot să văd scara, fiindcă toată viața mea atârnă acum de această scară. Care-i spaima mea? Câtă vreme nu s-a ridicat, câtă vreme oricine poate să mă înhațe de ceafă și să mă arunce. Unde? Într-o barcă a poliției? Într-un oraș al mizeriei? Nu, într-o pustietate cu lăptuci. Nu e vorba aici de mizerie, care e ceva suportabil, pe care o cunosc și nu mi-e teamă, ci de lăptuci. 8 zile de lăptuci care au venit după 8 zile de șorici și încă alte 8 de morun sărat. Asta nu-i mizerie. Sunt un tânăr îndopat cu iarbă și care riscă dintr-un moment într-altul să fie trimis din nou la păscut. Și ceea ce e mai teribil, n-am nicio poftă să mă arunc în mare, care e la picioarele mele. Nici nu mă gândesc la moarte, vreau să trăiesc. Îmi place viața. Neapole și această omenire neghioabă. Un singur lucru nu-mi place. Lăptucile. Și orice bluză albă care trece pe lângă mine, orice chipiu, orice mișcare care se produce în apropierea cefei mele, fie pentru a da un ordin, fie ca să arunce o piesă în mare, fie chiar pentru un scuipat peste balustradă. Toate acestea la un loc sunt pentru mine atâtea mâini gata să mă îmbrâncească pe scara blestemată, azvârlindu-mă în câmpul cu lăptuci. Îmi simt carnea topindu-se ca ceara pe care o apropii de jăratec. Pentru mine viața s-a oprit, soarele stă pe loc, la fel cu scara. Ca să mă dezmeticesc, scot din buzunar ombra, pe care o știu pe de rost și mă prefac că o citesc. Dar nu pot dezluși o buche. Nu văd decât scara înțepenită în poziția ei, coate de oameni care mă ating în trecere și lăptuci. Atâta pot să vadă ochii mei. Dar mă silesc să fixez altceva, care ține de vis. Mă apropiu fruntea de stâlp, îmi fac din Vezuviu o țintă și aștept clipa când muntele se va urni, întâi încet, apoi repede, repede, departe de aceste meleaguri. Aștept și nimic nu se clintește. Muntele, stâlpul meu, aceste drumuri cu talazuri de aramă sclipitoare care duc drept la lăptuci, totul este lovit de imobilitate. Numai eu singur sunt mobil. Doar inima mea vibrează de toate grozăviile universului. Numai eu pot fi mișcat la dorința cuiva și trimis la iuțeală în câmpia cu lăptuci, unde trebuie să trăiesc ca până acum, ca un ierbivor, ca gâștele, să pasc de 100 de ori pe zi și să mă deșert de tot atâtea ori. Cu stâlpul în brațe, cu ochii ațintiți spre Vezuviu, mi-aduc aminte că am Ombra în mână. Ombra, singurul meu tovarăș de drum, de spovedanie și prieten, în vremea celor nesfârșite zile. Și mă întreb de ce oamenii scriu ombre mișcătoare, ombre patetice, de vreme ce pământul nu-i decât un câmp imens de lăptuci în care putem cădea fără să ne mai sculăm vreodată. Un buuuu formidabil zguduie cerul și marea, lovindu-mă cu dinții de stâlp. Acum sunt un palicarachi așa de ușor că m-ar putea apuca între două degete și pune oriunde, în cazanul cu șorici sau în câmpia napolitană. Nu mai respir. Mă lipesc de balustradă și implor scara să se ridice mai înainte de a fi un fulg pe care îl ia vântul. Nu știu dacă am dreptul să mă bucur. Între primul și al treilea, eternitatea este așa de chinuitoare că puteam fi măturat de pe puntea acestui disperat diretissimo al salvării mele cu cea mai ușoară suflare
și de mii de ori într-o minută. Dar iată, al doilea șuierat de sirenă, apoi al treilea, și văd cum brațe puternice trag scară răutăcioasă și o leagă la babord. Nava pleacă maestos și pământul parcă se învârtește în jurul ei. La ieșirea din port se oprește și pilotul scoboară în șalupa lui. Un scurt uuuu, salutul civilizat pentru pilotul Neapolului și lăptucilor sale, și ne luăm valea pășind în larg, în timp ce vaporul duduie cu toată puterea, în timp ce vântul suflă în frânghii, iar călătorii și-au ridicat gulerele mantalelor. Abia atunci îmi spun cu glas tare: ăsta-i diretissimo al meu. Și umflându-mi pieptul cu țigarea în gură, mâinile în buzunare, bastonul bălângănindu-se, mă plim semeț pe puntea comandantului, căreia aș vrea să-i strig: hei, prietene, cum o mai duci cu sănătatea? Noapte. Noapte frumoasă, meridională. Pachebotul își încetinește mersul. Așa, dintr-o dată, în largul mării. Ce s-a întâmplat? Saloanele și cabinele s-au golit. Toată lumea e pe punte, fiecare clasă la puntea ei, cei care au mâncat și cei ce nu, fie din indispoziție sau fiindcă nu i-a chemat nimeni. Ce s-a întâmplat? Trecem pe lângă Stromboli și cu prietenul meu, comandantul, e un individ drăguț, a încetinit mersul lui Magnifico ca să putem privi pe îndelete acest etern aruncător de flăcări. Priviți-l, e la doi pași de noi. De pe creștetul său, țâșnitura ritmică de lavă incandescentă luminează noaptea la scurte intervale. Cărarea de foc, roșie în părțile de sus, coboară șerpuitoare, pe alocuri întreruptă, se întunecă din ce în ce și dispare la poalele muntelui, unde un clocot ciclopean tulbură tăcerea nopții. Spectacolul unic, de neuitat. Vaporul își rea viteza. Mă așez și fumez în noaptea calmă. Mă gândesc la controlorul care ar putea trece, dar la dracu, o să vadă cum am să-l primesc. Oare sunt sau nu pe un diretissimo? Păi și atunci, cine ești dumneata care mă plictisești? Gata cu spaima. Acum, vaporul merge și nu se va opri decât acolo unde le-am pe Moș Binder, așa că puțin îmi pasă. O să mă trimiteți la cărbuni, n-aveți decât. Ca și cum am spus vreodată că nu vreau să scot din mină partea mea de cărbuni. Da, sunt gata să pui mâna și pe roabă. Da, sunt gata să-mi plătesc drumul prin orice fel de muncă, oricât de grea și murdară, dar pentru numele lui Dumnezeu, fiți oameni, lăsați-mă să ies din lăptuci. Am și eu dreptul la un cotru de pâine. Și cum fumam și mă gândeam la ce ar fi putut să mi se întâmple pe Magnifico, un domn mărunt și bine legat fuma de asemenea un trabuc drept în fața mea, cu spatele rezemat de parapet. Nu mă slăbește cu privirea deloc, dar nu mă sinchisesc. Ce-o fi vrând cu mine, omul ăsta cu figură cum se cade, cu șapca pe ochi, cu impermeabilul și țigarea care licărește în noapte? Nu vrea nimic. E un austriac. L-am auzit deja vorbind vieneza cu călătorii. Mă întreabă deodată în italienește, pe când eram numai noi pe puntea de la a treia: ce cabină ocup dumneata? Niciuna. Cum? Toată lumea are cabină aici. Uite de la numărul cheii dumitale. N-am nicio cheie. Mirat la început, apoi înțelegând, zâmbi și se așeză lângă mine. Nu cumva ești din întâmplare un... Da, un palicarachi. Și desigur că n-ai mâncat. Ba da, nu mai lăptuci. Hai cu mine. În cabina lui deschise o valiză, cu mișcări de buldog grăbit, scoase sandvișuri, tartine, banane, portocale, Malaga, mă îndoapă, îmi toarnă de băut, încă și încă, apoi țigări. Minunate, țigări minunate. Ah, palicarule, totul se răsplătește pe lumea asta, binele ca și răul. Să nu te temi deloc, îmi spuse bravul vienez. Suntem pe un vapor de lux, niciun control pe drum. La intrare ți ia biletul și îți dă cheia cabinei. Atât. Dar cum dracu ai ajuns aici? Păi să vezi, erau niște lăptuci. Acum,
Îmi trebuie un culcuș. Unde să-l găsesc? Pretutindeni. Mă lungesc pur și simplu pe marele pătrat care acopere sufrageria clasei a treia și adorm. Adorm buștean până dimineața, când o mână mă clatină. Ridic capul, puțin jignit. O bluză albă, o figură tânără, voioasă, se apleacă asupra mea. Ești fochist? Fochist. Și mi-acopăr fața dormind din nou. Puțin mai apoi, aceeași mână, aceeași figură. Ești pasager? Pasager. Băiatul pufnește în râs. Ha, tu nu ești nici fochist, nici călător, ci vagabond. Hai cu mine. De, ce să mă fac? Controlor? Cărbuni? Adio, Malaga, sandvișuri, țigări, adio. Nu, nimic. Cu atât mai bine. Suntem în zodia huzurelii, după aceea a nenorocirilor. Așa e viața. Sunt dus în sufrageria deasupra căreia dormisem. Acolo, mic dejun. Călătorii au plecat și din trei porții, două sunt neîncepute. Au rău de mare ăștia. Tu? Tu n-ai. Așează-te. Ca un lup într-o turmă de miei, mă aruncai asupra untului, dulceței, cornurilor calde, laptelui bun, cafelei gustoase și le trimisei să-mi repare bietele mele mațe de hăinate de atâtea lăptuci. Băiatul mă privea cu brațele încrucișate, fața îmbujorată de bucurie. Nu te grăbi, e voie. Toate astea ar fi mers în mare la rechini. Și fripturi, mari ca asta. Și cu glufuri, tot așa, în mare. În mare pentru rechini. Iar mie și atâtor altor milioane ca mine, lăptuci, șorici, lături. Sărmană omenire! Cât ești de îndobitocită, mai mult îndobitocită decât răutăcioasă. Trei zile între cer și mare, mediterană voioasă, câteodată arțăgoasă, boltă cerească generoasă, uneori cu toane. De la bucătăria clasei a treia, unde înțepenit pe două picioare solide cu mânecile suflecate, mă joc cu vasele, privesc prin ferestruică marea și cerul, care dansează în toate chipurile, și cânt cât mă ține gura. Tambur, tambur, iavaș, iavaș. Deodată, în plină mare deslănțuită, ziua în amiază mare, Il Magnifico se oprește. Ce s-a întâmplat? Toată lumea năvălește pe punte. Un biet cargobot grec se află în primejdie. Complet gol, plutește în voia valurilor cu cârma ruptă. Hohenzollern încearcă să-l abordeze cu prudență. Prin megafon se aude. Tot ce putem să vă facem e să vă luăm pe bord, strigă ai noștri pe italienește. Nu puteți să ne remorcați? Întreabă grecii. Imposibil! Suntem vapor poștal! Strig la rândul meu. Imposibil! Suntem un diretissimo! Și prietenul meu, comandantul, sună mașiniștilor. Cu toată viteza înainte! Înainte! Fiecare cu soarta lui. În sfârșit, într-o dimineață însorită, hei, acolo, pilotul! Acostăm la Alexandria. Strâng mâna austriacului, apoi pe a băiatului de treabă care îmi spune: dă-mi ca amintire bastonul tău de bambus. Nați-l. Adio. Hei, Franța. Nimic de făcut în 1907. Abia deci peste 10 ani și pe altă poartă. Zbor la scumpul meu Binder. Saint Rafael, martie 1927. Mă bucur mult că am parcurs împreună această autobiografie a marelui scriitor Panaiotis Strati. Vă mulțumesc pentru atenție.
și dacă doriți să-mi susțineți munca, vă las mai jos în descriere un link spre pagina unde puteți să îmi cumpărați o cafea. Să ne auzim cu bine!